Nu a fost ceva profund, așa. Cât de cât să ne cunoaștem. Small talking. O luăm ușor. Amical. De cunoaștere, să cunosc el ca persoană, cum e, ce îi place. M-a vorbit dacă tot pregăteam de mâncare. L-am întrebat dacă tot el știu că locuiești singur. Am întrebat, tu ce faci? Cum mezi de mâncare să o pregătești? Chestii mai simple, deocamdată. Ce gătește? Foarte puțin. Omletă. Mi-a stat milă pentru că a zis că face omletă la cine. Zis cum așa. Am zis că gen fac lucruri simple, da, simple. Nu mă pun omletă cu foie gras. Nu mă pun să gătesc ceva complicat. Ne zice și nouă ce vorbiți. Trage Radu cu urechi. Nu de alta, dar trage Radu cu urechi. Este să ne zică puțin mai încolo. Se urca pe D, anuma să audă și el două șoteli. Știam că momentele în care poate, nu știu, avem o contraziceră sau ceva, poate să fie gen un avantaj, mai ales acum spre finală, ca oamenii să profite de slăbiciunele care poți să le ai într-un cuplu. Eu așa gândeam. Și să... Nu știu, și poate să atace, să zic. Dar nu ești prea strategic, frate, nu ți-a zis nimeni. Nu strategic sau așa, dar să, nu știu, să... Gen, vreau să evit mai multe discuții. Păi n-ai cum să eviți dacă discuți despre asta. Adică tot ți-a... Tu le creezi. Da, eu le creez, dar cumva, nu știu, încerc să le apranez în capul meu și să... Și ce e greșit dacă voi tot împreună sunteți? Oamenii vorbesc și vor vorbi întotdeauna. Corect, corect, dar nu știu, știu că și ea pe ea o afectează și gen, n-aș vrea să mai... acum spre final, să... mai trecem printr-o etapă în care poate... Bine, asta e o chestie oricum mică. Nu. Dar să încercăm să, cum se zice, să fim mai temperați. Cine să fie mai temperat? Amândoi. E și eu. Și eu greșesc de foarte multe ori. Și de la o vreme chiar am vrut să fiu, nu știu, să schimb modalitatea mea de a mă comporta. Puțin. Adică să fii mai eu. Atent. Da. Cu ea. Da. Și ea mai temperată cu tine? Nu neapărat, pentru că eu creez situațiile astea. Ea n-ar fi așa dacă eu n-aș începe. Adică înțeleg de unde pornește și de-aia mereu am zis chestia asta. Dar totodată e normal ca tu să te comporți așa cum îți dorești. De nu-mi doresc să fiu așa. Și uneori mă și revăd și nu-mi place. Eu sunt foarte, cum se zice, atent la cum sunt eu și mă deranjează uneori să mă văd când greșesc. Sunt foarte, cum se zice? Pune în italian. N-am fost atenți, nu, iartă-ne. Când ești foarte pe tine. Axat. Da, ceva. Nu, dar gen... Pesimist. Tipicar. Pesimist pe mine. Tipicar. E încrezut. Da, ceva de genul. N-ai încredere în tine? Ceva de genul. Nu știu cum se zice în italiană. Hai, spune. Zi în italian. Nu știi cum se zice în italian, dar nu știi nici română. Pesimist. Adică negativ. La mine, da. Ceva. Negativist înseamnă. Negativist, da, pe mine. A, așa negativ. Ești? Da. N-ai încredere în tine. El vrea să spună că e foarte fixat pe se... Am zis tipicar, a zis că nu. Una pizza. Da, fixist. Fixist pe mine, adică pe creșelile mele. Mă uit foarte atent la chestia asta și mereu... Pentru că de mic mi s-a reproșat de multe ori chestia asta și... Ești perfecționist. Da, bravo. Perfecționist, ăsta e cuvântul, bravo. Bravo, frate. Mersi frumos. Bravo. Iluzionist. Da, era. Da, Manuel. Da. Nu cumva ți-e frica asta de a nu greși te duce să greșești? Da. Asta se întâmplă acum. Asta se întâmplă. Da. Trăiești așa cum vine. E normal, greșim, toți greșim. Mă rog. Ce te frică să greșești? Dar nu sunt de acord, iertați-mă. Dacă iubita ta zice stai jos, stai aici, că vorbeam și tu te ridici și n-ai chef și ai chef să te duci să dansezi, să cânti, să faci orice altceva decât să stai de vorbă cu ea. Tu, dacă ești atent și ești perfecționist, ar trebui să stai acolo, să înlemnești, chiar dacă te mănâncă și toată pielea. Păi da, de ideea că le văd după aia și nu dau seama pe moment. Păi nu ești perfect. Pentru că vreau să mă... Nu ești perfect. Deloc. Păi nu, păi mă uit după aia și deloc perfecționist. Păi după aia mă deranjează. Reflectează foarte mult, asta a vrut să spun. Concentrare. El se reflectă și abia după aia își dă seama de ce face. Am înțeles. Iar eu trebuie să am foarte multă răbdare. Din imagine, că nu-mi place. Anume. Dar nu vorbim nimic de rău. Da. E tot ok. Nu știu, vreau să evit aceste subiectele astea. Dar nu vorbim nimic de rău acum. Noi nici măcar nu ne-am certat sau așa. Pupați-vă. Zici de mine că eu sunt, nu știu, foarte sensibilă, dar eu cred că tu ai devenit puțin mai sensibil în ultimul timp. Eu zic bine. Cu rezolvările astea. Păi așa funcționează. Am avut doar... Of, cât vorbiți voi doi. Gata. Nu știu ce eu dincolo. Serios? Despre ce vorbesc? Nu știu, nu iau. Nu tragi cu urechea.
Dar nu știu, am vorbit cu chestii cu Ionuț, am vorbit în cameră roșie, uh-huh. Acum el azi aș pus prățara respectivă în condiția în care noi am vorbit despre chestiile astea. Nu, dar asta o aveam la mână. Păi am înțeles și acum zici că așa și te aștepți ca eu să-ți răspund la întrebări una alta. Amore, aveam prățara la mână. Las, te-am înțeles, eu am înțeles perfect. Am zis că ți-a dus și te-ai dat bătut din start, Ionuț, nu ești luptător. Păi n-am venit la kickboxing. Păi nu. Foarte adevărat și astea, Ionuț, bravo, corect. Casa da. Ipirii. Larisa, te simți în plus? Oh, eu stau bine aici. Adică ei pot să vorbească și de față cu mine, nu? A, nu. Ce-ai cu brățara, omul? Mă simt un pic confortabil dacă mă întrebați. Nu vreau să plec eu. Hai, mai stai. Ce s-a întâmplat cu brățara? Este doar un accesoriu pe care nu l-am observat până acum, dar noi am discutat anumite chestii și anumite chestii trebuie să rămână în trecut, dacă vrei. Un alt viitor, nu? Păi da, tu ai un viitor deja cu Alin, Bianca. Eu nu vorbesc de mine, eu încerc să te ajut, Ionuț. Eu nu pot să mă îmbăt papă rece, Bianca. Ionuț, tu nu treci peste anumite chestii. De la cine e brățara? De la Larisa. Și nu, ar trebui să o luăm de noastră, când eram împreună. A. Da. Dar gen, doar i-ar că... Ionuț mi-a zis că tu nu mai porți brățările. Dar papucii de la Larisa, nu? Da. Dar nu, papucii sunt de obiciunea mea, oricum poți fi la oricine. Și da, Sorin, dacă dă-ți o pe care dă-și o port. Ce vreau să zic? Și eu. Brățara asta gen aveam și eu și ea la fel și am văzut că așa dat-o jos. De asta i-a arătat Bianca, așa jos, că a scăpat de trei cutia. Am zis că am păi, nu-i problema în ea, eu nu-ți problema e în tine. Tu ai zis că vrei să treci peste Bianca, anumite tu chestii. Tu m-ai ajuns pe mine să trec peste orice chestie și da, eu m-am compensat la tine. Da. Tu acum scoți ochii în fața oamenilor. Dar eu nu vreau să vorbesc despre asta. Am zis eu la hotel ce să zică. Te rog, Bianca. Să te compensezi la el. Bun. Să trecem peste. Te-am înțeles. E binevenită. E bine că se termină sezonul. Exact. Să dărâm măcarca. Eu dați-ne și pe noi. De ce nu dai jos brățara? Și de ce crezi că a dat jos brățara la Lisa? Ea mi-a zis că nu se potrivea cu lochea din gală. Și nu rost, dar Andreea, care nu se vede, nu se potrivea cu rochea din gală și nu rost. Măi, deci aveam brățara aici și aveam albastru ăsta la rochiță și erau două roșii și am zis că le dau jos, dar să le pun înapoi. Să nu se mai vadă. Da, la cot. Îți dai seama că noi facem așa femeile. Și mi le-am dat jos într-adevăr și mi-am pus-o în geacă, dar o să pun. Nu mai pune cu stojul și eu. Mi-o dai pe ta? Și dai pe una roșie? Glumesc, am zis că să le pun. Mai glumesc. Astăzi ai cerut să mergi în casa băieților. La cine te duceai? La toți băieții, că mă plictiseam aici. Da, după aia am avut treabă să facem curățenie. După aia a venit Ionuț și nu te-ai mai cerut. Am mai bine spus nu, așa. După aia nu m-ai cerut, sincer, chiar nu. Dacă au venit băieții aici? Păi, da. Băiatul. Nu, că a venit și era și Emanuel și Radu. Ei, Radu. Crede-mă că nu conta dacă ei au venit sau nu. Păi, Emanuel era, oricum avea treabă. Radu a venit pe final. Radu? Radu a rămas. Prieten pe viață. Cum? Da, să nu crezi că mai păstrez în inima mea. Mi-ai zis că nu. Hai, bă, lasă-mă, că nu-i frate tău. Dar ce mâne transpirat ce? Ai. Tu aveai. Un de transpirații. Tu aveai. Vezi că așa ai fost și la dans. M-ai omorât. Bine că se termină. Tot urmă împreună. Radu este foarte direct. Zici? Cu tine a fost direct? Prea direct. A fost, de ce? Ascunde ceva? A spus că împușcă altcineva căprioara lui. Așa a zis. Dar erai acolo la bucătărie, erai cu Alex când găteați împreună. Deci ai renunțat la luptă? Ce anume? Ai renunțat la orice. Dacă am înțeles, da, veni vânătorul care îi face mâncare mai bună, e normal. Dar tu nu mi-ai făcut niciodată mâncare. Nu vezi? Știe să și dacă îți gătesc o ciorbă de perișoare, el doar vine apoi la mine? Poartă pușca la vânător. Înapoi, că normal că asta e mai bună mâncare, dacă tu nici măcar nu mi-ai făcut. Îți face perișoare. Dar oricum, Radu te-a pat de mai multe ori decât Alex. Și cam peste tot. Da. Și pe mâine și pe cur. Tot nu, dar e adevărat. Să recuperez. Da. Cel din urmă va fi cel din tâi. Ce adevărat, cum greiește adică acest Radu? Alex. Păi nu, că el e cel din tâi. Din urmă. O, e, el e cel din tâi, că el a fost. Ah, ok. Nu cred. Ce e aici? Mamă, ce frumos! 1, 2, 3. Dacă...
Radu, ce mai e în sufletul tău? Ce anume? Ce mai e în sufletul tău? O oboseală puternică. E răcit. Și ce fată e pe acolo? Ce fată a rămas pe acolo? În sufletul meu? Vreau să mi-ai spun numele. Nu mai are voie să vorbească despre ea. Menuța! Ce anume? Menuța! Vreau să-i mai spun numele aici, dar unde? Absolut nicăieri. Consider că ce în sufletul meu vreau să rămână în sufletul meu și să merg mai departe așa, că e mai ok. Menuța! Deci tot e acolo. Ai secrete? Cât de mult? Față de noi? Ce anume? Cât de mult? Sau cât de puțin? Păi, n-am mai vorbit despre chestia asta pentru că l-am mai dorit, dar cred că în ultimul timp, de când a plecat de atunci din emisiune, eu nu m-am mai simțit eu așa, nu știu.